Pot să zic că viața mea de până acum a stat sub un verb, a face. Tot timpul am făcut. Sigur, ăsta e și un lucru bun pentru un antreprenor, e minunat, că cred că ăsta e motorul principal al unui antreprenor. Există și the dark side, aceea că acest a face de multe ori îți ocupă timpul și nu te mai lasă să fii. Dar vorbim despre a face, primul lucru pe care l-am făcut și care a funcționat o perioadă a fost că la 20-21 de ani am făcut o librărie și în Buzău. Plecasem din Buzău, eu acolo am început seminar biologic și am ajuns în București și am văzut deodată, în 93, ce însemna București. Era foarte deschis. Distanța între București și Buzău, din punct de vedere al cunoașterii, era uriașă. Nu știu doar 100 de kilometri. Și am zis, cum ar fi să fac o librărie? Și n-aveam de niciunele, adică n-aveam niciun ban. Și tot uitându-mă, dar unde găsesc un spațiu, nu știu ce, găsesc un fond plastic pentru amatori, care am ajutat timpului închis, m-am înțeles și le-am zis, cum aș fi să stea deschis, să nu vă costă nimic. Cum aș? Tot aduc și o carte filozofică și religioasă, m-am la Comanita și la Anastasie. Și în fiecare weekend mă duceam că eram cărți cu spatele, îmi găseam pe cineva acolo, și un an jumate, doi, nu mai știu cât, a fost primul lucru așa care mă gândesc că a fost o confirmare a faptului că pot să fac lucruri bune. Și făcând o săritură în timp, peste 10 ani, am angajat la un moment dat un tânăr în agenție și era din Buzău și nu mai știu cum aveam încurajat și spus, domnule, viața mea a fost influențată foarte mult, aveam noi în Buzău o librărie. Când am auzit asta, mi s-a părut extraordinar, când să vezi, știi, după 10 ani, domne, era ceva extraordinar. Da, și am făcut asta, după care am făcut și altele, am făcut filme, documentare, fiind în școală, tot cu filonul religios l-am păstrat. Filme documentare cu tematică religioasă, au venit laudele, premii, am intrat în televiziune, am lucrat în ProTV, din 95 până în 2000, chiar de la lansarea ProTV-ului, am început de jos, ca și cameraman. În timp ce eram în ProTV, am început să fac și alte lucruri, iarăși afaceri. Și așa, din 98, am pus baza la agenție de publicitate, care era și într-o perioadă de pionerat în România și pentru mine aveam 27, cât aveam de ani, 26 de ani, era pur și simplu o încercare. Mai făcusem, mai mersesem, să mai încercăm, da. Și vreo 2 ani am stat, aveam și job la ProTV și aveam și închiriasem un apartament, aveam 2 angajați, a fost o nebunie. Și în 2000 m-am hotărât să părăsesc ProTV-ul și să mă ocup numai de publicitate. De atunci fac publicitate. Și în jurul agenției de publicitate am dezvoltat și pentru că am cunoscut oameni și am avut oportunități, am construit alte business-uri încă de la început pe partea de internet. Am fost printre primii care suntem printre pionierii comunicării online din 2000. Când am fundat WebStyler împreună cu Bogdan Nițu, prima dragoste televiziune ne-am uitat-o și am făcut și o firmă de producție audio-video. Da, mai multe lucruri am tot făcut.
Cel mai fain lucru pe care l-am făcut și de care sunt foarte bucuros este că, inspirat fiind de copiii noștri și punându-ne problema legată de efectul prost pe care îl are, rău pe care îl are televizorul asupra copiilor, ne-am venit ideea să căutăm alternativă și ne-am venit ideea să facem un radio pentru copii. Și asta a fost în 2003, în 2005 l-am și lansat. La început, după ce am și luat frecvența de la CNA, nu ne așteptam să nu găsim în altă parte a lumii un alt radio pentru copii. Și pur și simplu ne-am speriat. Oare de ce? Oare nu ascult? Oare nu funcționează? Oare... Și ne-am mobilizat să cercetăm, să înțelegem mai bine fenomenul și mai departe și în 2005, iată anul ăsta, să fac 7 ani de când am lansat Radio Exhibiții. Cu cel mai frumos lucru pe care l-am făcut, împreună cu soția mea, de fapt soția mea și conduce, evident după cei doi copii. Așa, în materie de business, acest afacere a fost dublat tot timpul de un sens al lucrurilor. De ce să fac aceste lucruri? Doar ca să mă ocup timpul? Câteodată am făcut și asta, dar nu doar asta. Și fie că a fost vorba de interesul ăsta destul de primar la început al nevoii de recunoaștere, dar cu vârsta am început să simt nevoia și de sens. Și odată, de exemplu, cu Radio Exhibiții, am început să ne dăm seama că putem să facem lucru cu sens, să zicem, într-un interes pe termen mai lung, mult mai lung, acela al mântuirii noastre. În a face bine, în a-i ajuta pe copii și pe părinți și a educa prin ceea ce se poate face cu radio și nu numai, și pe internet și nu numai. Lucrul ăsta ușor, ușor, a devenit o filozofie de viață și acum în GMP încercăm, și asta este slogan, misiunea noastră, să ajutăm brandurile să ajute oameni. Și de câte ori putem să facem asta, o facem. Sigur, suntem plătiți de niște clienți, trebuie să avem grijă de obiectivele lor, dar acolo unde putem, încercăm să facem mai mult decât îndeplinirea obiectivelor clienților, ci să mergem și mai departe. Pentru că, în definitiv, prin comunicarea asta repetitivă, specifică publicității, băgăm în mintea oamenilor tot felul de lucruri. Și lucrurile alea potențează lucruri bune sau rele. După ce fixez un brand în mintea omului, mai rămâne și altceva. Bun, ok, are un loc, a creat o fidelitate, o loializare, pe care genul ăla. Dar tu dai tot felul de mesaje. Mesaje de cele mai multe ori despre el. Și de multe ori brandurile pot ajunge să fie modele. Mai ales într-o societate în care modele nu există și așa mai departe. Și repere. Da. Am avut un an greu. În 2003. Anul în care am murit sora mea și care lucra cu mine era în zona contabilității și m-a zdruncinat destul de tare. În același an, un client de-al nostru, care acum e în tot felul de cercetări penale, s-a gândit el să ne dea o țeapă, pur și simplu. Și țeapa pe care ne-a dat-o ne-a costat destul de mult. A fost prima dată când am început să mă gândesc la că s-ar putea să închidem, să închidem business-ul, pentru că nu știam dacă reușim să o scoatem la peltea, respectiv țeapa respectivă însemna funcționarea agenției pe 5 luni. Pentru noi era o cifră foarte mare. Și ajutorul Dumnezeu am reușit să trecem peste momentele astea. Dar iată, apropo de ce spuneai tu mai devreme, iată că tot în 2003, anul în care s-au întâmplat multe încercări, tot în 2003 ne-a venit și ideea cu Radio Exhibiții.
Știi? Deci pe fondul ăsta de încercare și de coborâre și de smerire, într-un fel, poate n-am fi reușit, știi, să vedem, să pătrundem și să descoperim acest insight și să ne vină ideea și să și energia ulterioară pe care am avut-o ca să facem radioexibiții, fără, la fel ca și librăria, fără să avem niciun ban la început. Dar, pur și simplu, puterea ideii ne-a dat atâta energie încât am găsit resurse ulterior. Da, asta a fost un moment greu. Mai e un moment, de fapt nu e un moment, este și ăsta de multe ori îți dai seama după un timp. Mai e ceva care a fost greu, dar nu pentru mine atât de greu. Și nu e vorba de un moment, e vorba de mai multe, o chestie continuă. Aceea că viața mea profesională a fost a privat familia mea de prezența mea. Știi? Și asta a fost o chestie continuă. Și o chestie care a crescut și cred că majoritatea oamenilor care stau în fața acestei camere și pe care tu i-ai intervievat au sentimentul vinovăției de a-și priva soția sau copiii de prezență. Știi? Și asta e un lucru pe care odată conștientizat și sunt încă tânăr, mai pot să fac niște lucruri și să recuperez și să dau, pentru că business-uri se pot face, orice se poate face, dar responsabilitatea pe care o ai și nevoia celor din jurul tău pe care o au de soț sau de tată nu poate fi înlocuită de nimic, știi? E, lucrurile astea te duc deja într-o altă perspectivă asupra vieții și asupra ceea ce faci. Și deodată, după ce ai făcut și ai făcut și ai făcut, apropo de a face, îți dai seama că niște lucruri poate s-au dezechilibrat. Sigur, poate n-am fi reușit să facem acel lucru și ar fi fost altfel. Dumnezeu știe cum ar fi fost. Dar după ce tot faci, vine și timpul să și fii. Okay. Dilema asta că am și eu acum, pentru că mereu zice nevastă mea că tu nu stai cu asta mică să te joci cu ea, să-i ales păcări și uite. Bine, pilare, puneam și o pilare acum. Da, exact, acum are nevoie de afecțiune. Exact. Și afecțiunea asta, credem noi că nu sunt copii. O simt mai mult decât ne vedem în seama. Știu. Mult mai mult. Am văzut că de exemplu eu stăteam la calculator, și a dat și un tablă de apă, care a trebuit și cu picioare, s-a sui pe el și a venit să o pup. Știi? Adică e clar, îți dai seama, îți face astea, te întorci cu lățile în sus. Da, dar pe de parte, de altă parte, gândindu-te la ea, e nevoia ei de dragoste, de afecțiune. Da, clar. Da. Ei, asta e toată povestea. Majoritatea... Nu. Toți oamenii cred că au de ales între cele trei verde. De multe ori, cei mai mulți cred că sunt obsedați de a avea, după care a face și, din păcate, cei mai puțini de a fi. De a fi cu tine însuți, de a fi prezent în fiecare secundă de ceea ce faci tu, de a sta cu tine acum și a, nu știu cum să spun, a trăi la maxim clipa asta cu așa și nu, gândindu-mă în trecut sau în viitor sau ce se întâmplă în camera cealaltă, știi? Să fiu prezent aici. Asta e cel mai greu lucru. Pentru că a avea și a face, tot timpul vin să te țină departe de a fi. Așa. Blestem noi a face. Trebuie să-ți echilibru. Da. Dar la vejoare de ea. Foarte mișto. Dacă e să... Dacă mai simt nevoia să mai punctești ceva? Dumnezeu ne-a dat niște talanți, știi, pilda talanților, niște talente. Și El ne cheamă la evoluție. Și noi ne blocăm ascensiunea cu așa mare îndârjire.
să stăm pe loc și să nu dezvoltăm talanții ăștia, să nu evoluăm. Și ăsta este lucrul care m-a obsedat așa. Ce pot să fac eu în primul rând pentru mine și pentru cei de jur pe care pot să influențez, să evoluez, să evoluăm împreună. Că vine momentul, la sfârșit, când te întreabă ce ai făcut cu talanții pe care ți-am dat. Și dacă dăm răspunsul, mi-ai dat, iată, ți-l dau înapoi. E grav. Dacă nu l-am mulțit. Mai era și un fel de banc, nu era chiar, în care era pe un acoperiș, era la o inundație, pe un acoperiș, să zică, Doamne, salvează-mă, Doamne, salvează-mă. Vin unii cu o barcă să-l ia, nu că pe mine mă ajută Dumnezeu, plecați. Vin unii cu un elicopter să-l ia, la fel. În fine, după vreo 4-5 de ăștia care au știi, intuiesc. Da, după vreo 4-5 de ăștia care au venit, evident, vine apă, moare și l-a întâlnit cu Dumnezeu. Doamne, m-a rugat atâta să mă ajungi și pe mine. Și uite că a murit și ce s-a întâmplat? Pe cum ți-am trimis pobie, ți-am trimis aia. Dacă tu i-ai refuzat pe toți, ce vrei să facă? Da, așa e. Avem foarte multe șanse. Doamne, ne arată multe șanse în jurul nostru și ne trimite tot felul de oameni. Doar trebuie să fim prezenți, ce spuneam la mine, și atenți la lucrurile astea. Să fim deschis. Și, da, de aici sunt posibilitățile sunt nesfârșite. Da, trebuie să facem ceva și cred că toată societatea asta trebuie să facă asta, să se gândească ce înseamnă, la nivelul societății și la nivel individual, ce înseamnă evoluție. În momentul în care începi să gândești, să conștientizezi, bă, cine sunt eu, unde sunt eu, unde vreau să ajung, să am o viziune despre ce vreau să fac în viață și un sistem de valori. Nu știu, cred că foarte puțin oameni se gândesc, oare care sunt valorile mele? Oare ce mă definește pe mine? Lucru care ar fi foarte minunat să... Pentru că te ajută atât de ușor după aia în viață să iei decizii. Așa iei decizii. Bă, eu știu că sunt despre asta, m-am gândit eu cu mine, nu știu ce. Știu că cutarea nu e despre asta, despre altceva. Pretenia cu el nu mă ajută să evoluez. Adică, la un moment dat, trebuie să fim egoiști în evoluția noastră. Bă, pentru că eu răspund pentru mine însumi. Și am plecat de la un T0, eu cu mine însumi, nu trebuie să mă compar cu celălalt. Și din păcate, cel mai mare păcat al românilor este invidia. De asta noi suntem fericiți, pentru că suntem invidioși. Eu am o semnătură în e-mailul meu, de ani de zile o păstrez, trăiască capra vecinului. Este ceea ce noi toți ar trebui să facem, să ne punem problema exact invers și să nu ne mai comparăm în detrimentul celuilalt pentru a mă scoate pe mine în evidență, pentru că nu asta e evoluția. E greșit acest reper. El are alte date, l-a primit alte daruri. Degeaba mă compar eu cu tine. Tu ai un alt drum, tu trebuie să te compari cu tine însuți. Și eu cu mine însuți, știi? Și aici s-a dezechilibrat societatea noastră. Și cumva, dacă înțelegem cum e cu evoluția individuală, ar fi minunat și să lăsăm pe vecinul la o parte și dacă putem eventual în spirit creștin să-i hrănim capra, nici de cum să mă compar cu el să văd că a lui mai grasă și mai slabă, știi? Și după ce mor, de exemplu, când tot atunci când am început Starteva, mai mulți au întrebat, păi, ok, ce câștigi? Ai spus un bani? Bă, n-am spus niciun bani, că la aici vorbim până acum, în afară de faptul că m-am întâlnit cu o grămadă de oameni și am învățat de la ei, că și eu învăț. Și eu, o șansă mare, dacă vreau. Așa. Pecuniar n-am avut beneficiu. Dar nu asta era ideea. Și zici, pe aia nu am spus niciun bani, la ce te ajută pe tine? Păi, în primul rând, cu ce te ajută că evoluează în viață? Și zic, bă, dacă eu fac bețe de chibrit, da? Dacă în jurul meu sunt numai moluște, care abia au bani să mănânce un sandwich, cine are cum să-mi cumpere mie bețele de chibrit? Nu e normal că dacă eu sunt meseriaș între meseriași, automat nivelul meu e mult mai ridicat decât dacă sunt meseriași între locuste. Că din asta nu înțelege de ce este ajuns cu el. Da, dar vezi că abordarea ta presupune și asta o comparație cu mediul. Sigur, mediul te ajută foarte mult și te poate stimula. Sunt perfect de acord. Așa. Te poate stimula sau te poate... Te poate da înapoi, că stai pe coate, stai că sunt cel mai deștept din sat, dar satul e pe fundul.
Dar, at the end of the day, discuția e cu fiecare dintre noi. Sunt de acord. Sunt de acord cu asta. Că, până la urmă, te cum... Evaluarea este individuală. Clar. Nu e de grup. Și nimeni nu spune, a, erai mai tare decât vecinul tău. Ne. Vecinul tău cine știe ce moștenire are săracul? Așa e. Înțelegi? Și atunci trebuie să gândești, bă, frate, ți-a dat Dumnezeu sănătate, ți-a dat minte, ai o familie minunată, faci lucruri, băi, îmbunătățește-te, fii și mai bun. Că la asta ne-a chemat Doamne, Doamne. Știi? Dacă nu te culci pe o ureche, spui, vai, ce șmecher sunt eu, vine lenea, mândria, ta-na-na, și s-a dus. Cătușele de aur, cușca de aur. Că de fapt asta e în momentul în care ți-e bine și te plafonat ca să... Confortul, da, da, da. Ai confort, rămânerea în confort. Apare cușca de aur care... Da, tocmai de asta că orice exercițiu de introspecție te scoate din confort. Exact. Știi? Și, din păcate, noi fugim de chestia asta. Eu fac foarte multe lucruri, asta e felul în care eu fug, știi? Fac, am întâlniri puse dimineața până seara, tot, știu, nu? Când am un timp liber, a, cum ar fi să citesc, să mă gândesc, da, totuși, dacă mă sun eu pe nu știu care, știi? Așa. Și intervine nebunia asta, murișca asta, și vine din când în când să stăm și să ne gândim la noi și să tragem aer în piept și să... Observăm. Și că asta Confucius a zis, nu-ți face probleme dacă nu avansezi repede. Fă probleme dacă în fiecare zi nu avansezi. Că important e să avansezi cât un pic. Exact, da, da. Nu contează cât de mult. Un pic, dar să avansezi.